Vineri, Muzeul de Istorie din Roman găzduiește expoziția temporară numită Valori Bibliofile, carte veche din patrimoniul Muzeului de Istorie, care include fotografii, documente, dar și cărți vechi de mare valoare. Evenimentul este urmat de un simpozion cu tema Povești, mărturii și realități despre sănătatea și igiena publică de acum un veac. Săptămâna aceasta, vineri, 23 octombrie, începând cu orele 13, un dublu eveniment în care prima parte este rezervată unei expoziții temporare, Valori Bibliofile, carte veche din patrimoniul Muzeului de Istorie Roman. Este vorba de acea donație din anul 2010 a Societății de Istorie a Medicinei și Farmaciei din Roman, care include pe lângă documente, fotografie, obiecte folosite în spițeriile de altă dată sau în spital, cuprinde și un fond important, consistent de carte veche, din care prezentăm pentru prima dată publicului romașcan în această expoziție. Este un fond de carte foarte valoros, într-adevăr. Aici, dacă aș face trimitere la centrele mari universitare care mai dețin astfel de fonduri de carte, mă raportez la Facultatea de Medicină Carol Davila din București, mă refer la Facultatea din Iași sau aceea din Cluj. Noi avem o importantă colecție de carte veche medicală datorită dr. Epifanie Cozărescu, care s-a străduit să adune de la medici, foști colegi, de la familiile acestora, urmașii medicilor care au profesat în Roman, mărturii ale activităților, printre care intrau și aceste cărți, unele dintre ele foarte valoroase, atât prin raritatea lor, prin vechimea pe care o au, prin conținut, prin forma în care se prezintă, da? Și prin acele însemnări pe care le conțin. Mă refer aici la dedicațiile pe care autorii cărților le dădeau colegilor de breaslă și care se regăsesc în paginile cărților respective. Donația de carte veche a fost făcută într-o manieră specială, deoarece păstrarea cărților a fost un procedeu greoi. Este vorba de donația primită în 2010 de la Societatea de Istorie a Medicinei și Farmaciei, într-un context aparte, pentru că, vedeți dumneavoastră, conducerea de atunci a societății, doctorul Epifanie Cozărescu în particular, nu mai puteau asigura condițiile materiale, să spunem, pentru păstrarea, pentru etalarea acestor materiale. Funcționa muzeul spitalului într-o încăpere, fără electricitate, fără încălzire, au fost date repetate spargeri și au dispărut o bună parte sau au fost distruse, pentru că s-au regăsit fragmente din documente, de către oameni certați cu legea, evident, și practic donația care a fost făcută către Muzeul de Istorie Roman a venit să salveze ceea ce se mai păstra din colecția de iatroistorie. I s-a dat cumva o nouă viață și a fost repusă într-un circuit mai accesibil publicului, acolo având un circuit cumva închis. Erau vizitați de către colegii medici cu varii ocazii, varii întruniri culturale ori științifice. Mai erau vizitatori, dar tot din branșa medicală, care treceau pragul acelui muzeu al medicinei. Nu erau accesibile publicului larg. Ori vă dați seama, în Muzeul de Istorie, aici fluxul de vizitatori este aproape permanent, este și o diversitate a publicului care ne trece pragul. De asemenea, noi valorificăm, dincolo de această sală a trecutului nostru medical, sală care poartă numele doctorului Epifanie Cozărescu, folosim materialele și în alte expoziții temporare, cum este și aceasta de carte veche cu specific medical. În cadrul simpozionului, invitații vor dezbate tema igienei de acum un secol. La simpozionul care va avea loc vineri, vom avea invitați din Roman și din județ. Nominalizându-i, vorbim despre domnul doctor Dan Arvătescu, care este șeful secției chirurgie de la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Vorbim despre Florentina Buzenski, muzeograf, etnograf, în cadrul complexului Muzeal Județean Neamț. Daniel Pavel, directorul Serviciului Județean Neamț și Arhivelor Naționale, domnișoara profesor Monica Pescaru de la Colegiul Tehnic Petru Poni, doamna farmacist Magdalena Avădăni din Roman și subsemnata. Se vor prezenta teme interesante legate, cum spuneam, de trecutul igienei romașcane din fostul județ al Romanului și din județul Neamț. Expoziția temporară de carte veche va fi găzduită timp de o lună la Muzeul Romașcan. Prețul unui bilet va fi de 2 lei de persoană pentru grupurile de vizitatori, respectiv 4 lei de persoană pentru cei care vor să vizioneze vernisajul individual.